Ian Fleming este cel care l-a creat pe deja celebrul James Bond în 12 cărți, ecranizate în 25 de filme. Personajul a fost preluat și de alți scriitori, a generat și tot felul de parodii sau continuări de alt tip. În realitate, autorul a luat parte și la operațiunea numită Golden Eye, știm deja dintr-unul dintre filme despre ce este vorba, fost activ în al doilea război mondial, lucra la unitatea de inteligență navală. Filmele și cărțile deja au consacrat ideea de Bond Girls, câte o melodie celebră, cel puțin pentru fiecare film, tot felul de gadget-uri, de mașini speciale pentru agenții aceștia, interpretați de-a lungul timpului de mai mulți actori, care de care mai cunoscut. Daniel Craig, de exemplu, a fost unul dintre cei care ne-au atras atenția, dar și alții urmează să îi descoperim. Pe lângă filmele și parodiile despre care vorbeam, există și o serie de filme numite The Man from U.N.C.L.E., în care avem la fel un agent secret de la o altă agenție, cumva de această dată, dar se urmăresc aceleași caracteristici, aceleași trăsături ale personajului și ale întâmplărilor.